toată publicitatea copiii. Suntem cu toții familiarizați cu reclamele, acestea fiind prezentate în mass media din cele mai vechi timpuri. Cu toate acestea, ceea ce este nou este modul în care agenții de publicitate s-au adaptat la media digitală, în special la aplicațiile mobile, site-urile web și rețelele sociale. Multe dintre reclamele de astăzi, de la plasarea de produs în filme și la TV, până la concursuri online, story pe Instagram, videoclipuri virale și chatbots, roboți care trimit mesaje instantanee, nu arată ca reclame. Marketerii și agențiile publicitare au dezvoltat modalități de a integra reclamele în divertisment, astfel încât este greu de spus unde se termină conținutul adevărat și unde încep reclamele. Aceste tehnici ne încurajează de asemenea să interacționăm cu reclame. Facem click pe mesaj, glisare, redarea conținutului, chat, ceea ce oferă agențiilor de marketing date despre obiceiurile, aprecierile și preferințele noastre. Câteva practici de publicitate importante ale meseriei nu s-au schimbat totuși. Companiile încă practică aceste tehnici de marketing de succes, extinderea vârstei publicului țintă cu targetarea copiilor sau adolescenților pentru a-i convinge să cumpere produsul promovat, folosind o abordare de promovare a produselor pe o multiplatformă, web, TV, jucării, filme, deoarece cu cât un copil vede mai mult un produs, cu atât va fi mai mare probabilitatea să-l cumpere mai târziu. Crearea loialității față de marcă, din nou, cu cât mai tineri, cu atât mai bine, pentru a-i convinge pe copii să fie atrași de anumite mărci, de exemplu Adidas, cât mai devreme posibil. Reclamele devin din ce în ce mai ascunse și mai sofisticate pentru a profita de noile tehnologii. Copiii, în special cei mici, sunt vulnerabili la mesajele de marketing. Dorința de a avea cât mai multe lucruri materiale poate provoca anxietate, depresie și furie. Îi poate face pe copii să judece valoarea de sine după ceea ce au. Ajutându-i pe copii să înțeleagă cum funcționează publicitatea, îi puteți proteja împotriva exploatării. Venim cu câteva sfaturi pentru a vă ajuta copiii să dezvolte abilități puternice de analiză a mesajelor media, astfel încât să poată deveni consumatori informați. Cum pot copiii să reziste publicității și să devină consumatori inteligenți? Agenții de publicitate știu că cu cât un copil află mai devreme despre o marcă sau un brand, cu atât va fi probabilitatea mai mare ca el sau ea să cumpere produsul mai târziu sau să-și implore părinții să-l cumpere. Mai mult ca atât, copiii sub 7 ani nu pot face diferența dintre publicitate și divertisment. Ajutându-i pe copii să înțeleagă cum funcționează publicitatea, îi puteți proteja împotriva exploatării. De asemenea, discutați cu copilul dumneavoastră despre protejarea confidențialității sale online. Copiii îi oferă agențiilor de publicitate o mulțime de informații doar prin descărcarea unor aplicații sau făcând click pe un link. Rețelele sociale precum Facebook, Instagram și TikTok evocă modalități de a câștiga bani din datele comportamentale pe care le pot colecta despre copii. Deși nu-ți poți proteja copilul de la publicitate, mai ales cea din mediul online, îl poți ajuta să-și limiteze vulnerabilitățile de confidențialitate și să cultive un sentiment sănătos de scepticism față de publicitate. Sfaturi pentru părinți. Ajutați copiii să identifice toate formele de mesaje publicitare. Urmăriți televizorul, jucați un joc video sau descărcați o aplicație împreună cu copiii dumneavoastră și găsiți produsele și logo-ul produsului promovat. Încercați să aveți o conversație despre modul în care mesajele încearcă să-i determine pe copii să cumpere produse. Explicați-le copiilor dumneavoastră să nu facă niciodată click pe un anunț sau să completeze un formular fără permisiunea dumneavoastră. Concursurile și promoțiile, mai ales din mediul online, sunt adesea modalități pentru companii de a obține e-mail-uri și numere de telefon. Dezvoltați abilitățile de analiză a mesajelor media. Întrebați-vă copiii dacă știu cine a creat un anumit anunț și ce cuvinte, imagini sau sunete au fost folosite pentru a le atrage atenția, cum s-au simțit după ce au văzut anunțul. Explicați trucurile pe care agenții de publicitate le folosesc în reclame. De exemplu, agenții de publicitate folosesc adesea glicerina pentru a face hamburgerii să pară suculenți. Discutați cu copiii dumneavoastră despre adevăratul scop din spatele promoțiilor, descărcărilor și linkurilor de la jocuri, site-urile web și telefoane mobile. Copiii trebuie să știe că oricât de inteligente ar fi trucurile sau jocurile, toate sunt reclame. Vorbiți despre recenziile pe care le fac celebritățile sau influencerii pe care îi urmăresc. Există o probabilitate mai mare ca copiii tăi să-și dorească ceva dacă celebritatea lor preferată este în reclamă? Ajutați-i pe copii să conecteze punctele astfel încât să recunoască modul în care sunt influențați. Discutați cu copiii despre alcool, țigări și reclame la țigări electronice. Faceți așa încât să țineți tinerii și adolescenții departe de marketing
marketingul produselor neadecvate vârstei. Studiile arată că mesajele despre alcool către copii sunt foarte eficiente. Discutați despre diferitele moduri în care văd țigări electronice comercializate, în magazine, online, în rețelele lor de socializare. Discutați despre modul în care aceste metode sunt concepute pentru a viza demografiile lor speciale. Explicați cum funcționează anunțurile bazate pe locație, folosind GPS-ul telefonului dumneavoastră și alte date, companiile trimit texte direcționate care fac publicitate pentru produse și servicii din apropiere. Puteți să dezactivați GPS-ul telefonului și să dezactivați astfel notificări în aplicațiile dumneavoastră. Dezvoltați în continuu abilitățile de analiză în media. Puneți-vă întrebări despre tot ce vedeți online și în aplicații, deoarece acele platforme nu sunt supuse acelorași reguli de publicitate ca și în televiziune. De ce a fost creat acest anunț, ce caracteristici are și ce mesaje trimite, ce informații include și ce anume omite.